Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Eu simt nevoia pentru noi, pentru țara noastră, să avem și noi un partid util. Cum au, de exemplu, austriecii, care... Am putea lua exemplu de la ei. Au un partid al berii, așa, care e înscris pentru alegerile de anul acesta. Un partid al berii promite instalarea unor fântâni publice cu bere în Viena. Deci, practic, cum ar zice moldovenii, fântâni cu suc hrănitor. Că aia nu e băutură, bera, ce Dumnezeului. Aha. Da, serios. Nu ai votat pentru așa ceva? O fântână cu bere. Nici nu e greu de făcut. Practic. E foarte adevărat. Partidul Berii a mai participat, să știți, la o rundă de alegeri, în urmă cu 4 ani. Numai că austriecii nu sunt, n-au niciun pic de viziune. Sunt niște triști. Partidul a obținut doar 0,1% din voturi. Dacă îi ducea capul să facă țâșnitoare și nu fântână, pe care fie mai mult succes. Eu m-am gândit la fântână arteziană, adică să curgă așa frumos arteziană. Și te duci cu cana, păi asta zic fântână, țâșnitoare. Se umple de spumă și formă băltește și se dezacidulează de tâmpenie. Țâșnitoarea, apeși pe ea. Și s-a venit direct sub presiune frumos. Practic să fie... Se pănați primele de spânăte la dușmești. Ca la bar să fie. Da. Să ai o manetă de-aia. Și o halbă de tablă legată cu lanț. Da, și asta e o variantă, da. Cișmea, pe model cișmea. Și să vină pensionarii cu bidoane de 5 litri. Da. Și, da. De bobotea să vină Teodosie să sfințească, să fie aghiazmă, da, să sfințească cișmeaua, să fie acolo bătaie pe bere, în restul anului să nu intereseze pe nimeni, practic. Mamă, dar ziua în care se sfințește berea să fie nebunie. Și să se urce pe budana de bere, tot să cadă ca șoarecele de acolo. Bere. Opa. Și să nu de pe acolo. Să scoate busuiocul. Da. Deci asta e, domnul cu busuioc de măc, da, cu busuioc de la înflorit și uscat, așa e. Partidul Berii 0,1%, liderul acestui partid, totuși, Dominic Vlajni, un medic în vârstă de 37 de ani și muzician rock, are și nume de scenă, Marco Pogo. Marco Pogo? Da, deci te duci la Marco Pogo să faci Pogo. Mm-mm. S-a plasat al treilea la alegerile prezidențiale din 2022, cu 8,3% din voturi. Vezi? Noi de ce n-am putea să avem și noi un astfel de politician util, nene, care să se plaseze pe locul 3? Că la noi primele 3 locuri sigur o să fie inutili toți. Și domnul Marco Pogo are niște cântece... L-am ascultat, am verificat. Sunt, măcar mesajele sunt ușor de înțeles. S-ar găsi și pe la noi. Da. Stai că Luca încearcă să înțeleagă versurile. Înțeleg cuvinte disparate. Incompetent și competent, înțelege? Da, și răspuns și... Da. Azi că stăm mai greu cu traducerea. Dar cred că la Cotrocenie se face traducere în timp real. Da, cred că ia exemplu. L-ai vedea, mă? Încercând să cânte rock? Nu. 3 beats per minute. N-ai cum. 10. Deci al nostru n-ar putea fi... Nu, că nu se mișcă. Doar stativ de microfon. Ar fi și iodele în reluare. Iolale. Are succes. Tot dânsul? Tot el, da. Mamă, ai scos mai multe sunet. Hai, suntem convinși că partidul Berii, spune Marco Pogo, poate aduce o contribuție pozitivă în Parlament. Aș încerca mai degrabă cu șnaps. Un partid al pălincii în Parlament la noi, da, care da, da, s-o ofere mostre. În sfârșit, parlamentarii ar fi veseli. Dacă Face ID-ul nu te reg- Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.